A fost un meci tot așa, după ce, după episodul cu ce v-am spus, eu luasem bani de la Dinamo, Da. a fost, am avut un meci cu Dinamo la Brăila, Așa. după ce nu mai era domnul Ianul și a venit domnul Halagian, venise imediat după domnul Ianul, Da. da? Era antrenor la Dinamo, am avut un meci la Brăila. Înainte de meci, luasem bani eu și Pluto, Brătianu. Da. Și ce ne deduse Ianul. domnul Anu. Cât? Înțeleg vreo 3.000 de dolari sau 5.000 de dolari? Cât îți dăduse? 5.000 de 5.000, dolari. 5.000. Bani buni atunci, după Revoluție. O să vă spun și cum am luat banii ăștia. Așa. Și la meciul ăla, jucam la Brăila cu Dinamo, înainte de meci, cum se ieșea la încălzire, știți, pe teren a venit domnul Halagian la mine, zice, m-a chemat pe mine, după aceea mi se pare că și pe Pluto, și a zis, știi că voi sunteți fotbaliștii noștri din vară, Așa. lăsați-o și voi mai ușor astăzi, că nu are rost, în vară oricum sunteți fotbaliștii noștri Aha. și eu am spus, domnul Halagian, suntem din vară fotbaliștii dumneavoastră, până în vară. Și nu știu dacă o să fim fotbaliștii dumneavoastră, încă nu avem niciun contract ferm semnat, iar în momentul de față eu sunt la Brăila și trebuie să joc pentru Brăila. Da. Și am plecat și nu i-am mai zis nimic. Aha. Ok, deci practic l-ai refuzat când te-a rugat, ți-a cerut un favor. S-o lăsăm mai ușor, el așa că din vară suntem fotbaliștii lui Dinamo. Ok. Dar Da. ți-a reproșat când v-ați reîntâlnit la Național episodul ăsta sau pur și simplu ai simțit că pur și simplu asta a fost? Nu. A mai fost un moment în care eu aveam chică pe vremea aia și Da. A, el a zis. era cu tunsul fotbaliștilor, Halagian. Da, mi-a zis, Vasile, dacă vrei să te iubesc, te tuzi și o să-ți fie bine cu mine. Așa. Nea Florin, nici eu nu sunt femeie, nici ma, dar avem cum să ne iubim. Dacă mă iubești ca fotbalist, iubește-mă. Dacă nu, eu de tuns nu mă tun. Și Wow. nu m-am tuns. Da. Și asta spun că eram așa mai rebel. Eu m-am tuns când am vrut eu, Da. fără să mă oprească nimeni. Nu știu, nu văd nici la momentul ăsta. Adică sunt fotbaliști tatuați, nu ia nimeni să spună dacă te-ai tatuat nu mai joci fotbal sau dacă ai părul mare nu mai joci. Dacă ești. Eu consideram că discutăm și facem selecțiile pe bază de fotbal, nu pe tun sau pe Da. altceva. Da, și atunci a fost momentul să plec. Am simțit că nu, dânsul nu, mă, nu eram așa unul din favoriții lui. Dar în momentul ăla am decis să plec de la Național.